Ce-i cu gălăgia asta? Nu-mi dați voie să dorm. Fetele nu-s? Nu-s. Așa? Dar desenele au rămas aici. Și mi-a venit o idee. Cred că e tocmai momentul potrivit să le facem un pic mai frumoase. Așa? Ce avem aici? Curcubeu de noapte. Din el o să iasă un avion foarte, foarte bun. Așa. Doim aici. Facem un pic, un avion rapid, foarte rapid și mare, așa, cu niște propulsoare cât mai, așa, încă un pic, vai, de aici îndoim, așa, așa, și aici încă un pic, așa, ce avion colorat, vai, la fel așa cum mi-am dorit eu din copilărie, încă un pic și gata, aripa stângă, aripa dreaptă și ultima aripă. Gata! Avionul meu este gata! Vă place, copii? Da, este magnific! Vreți să zburați împreună cu mine? Îmi pare rău, dar am doar un singur loc. Și atențiune! Naufragiat! Wow, și aici! Vai, ce frumusețe! Ce soare magnific! Din el o să vă arăt un truc. Un truc care l-am învățat la școala de magicieni. Așa, îndoim aici. Deci, din acest desen, o să vă arăt, așa, voi face mai multe obiecte. Voi face prosoape, o minge, un pistol și desigur că un tricou. Așa, avem nevoie aici de o farfică, desigur, fiți atenți aici. Așa, știu că vă place și vouă. Ce avem aici? Și fiți atenți, ce e asta, copii? Este o minge! Corect! Așa, mai departe, facem prosoapele. Așa. Așa, și aici. Și aici. Mai tăiem un pic. Așa. Fiți atenți! Punem asta aici. Avem 1, 2, 3 și 4 prosoape. Și spre final, un pistol. Așa, un pistol. Dar nu vă fie frică, e cu apă. Așa. Și momentul culminant, magia. Un tricou. Mulțumesc frumos. Aici. Și a rămas desigur că ultimul desen. Ce floricele frumușele. Aha. Din ele o să facem niște confeti. Să mă pun aici să le tai repede. Așa. Foarte ca. Așa, și confete. Așa. Așa, și aici. Și aici, și aici. Așa. Ua, ce confete. Ce veselie, confete. Gogoniel, unde ești? Gogoniel, unde dormi? Gogoniel, ce ai făcut? Acuarela. Clownul a venit aici. Ce-a făcut Gogoniel? Da, l-ai găsit pe Gogoniel? Unde sunteți? În sfârșit. Vai de mine! Curcubeul meu s-a transformat într-un avion? Da, tu n-ai idee ce de bine zboară, da! Nu, Gogoniel, de ce ai făcut asta? Gogoniel, și noi care te căutam și doream să te ajutăm. Păi, am făcut desenele voastre mai frumoase. Nu-i așa că sunt mai frumoase, copii? De ce nimeni nu vrea să se joace cu mine? Gogoniel, de ce ai distrus desenele? Ce te-a făcut pe tine să distrugi desenele noastre? Pentru că eram nervos și supărat, dar acum m-am calmat. Și ce te-a făcut pe tine să fii așa furios? Păi, eu am uitat de ziua mamei și nici măcar n-am pregătit niciun cadou. Așa și...